Botezul în relație cu Evanghelia Domnului Iisus arată esența Evangheliei. Esența Evangheliei este Hristos. Botezul nu arată în primul rând ceva despre mine, ci arată ceva despre Hristos în primul rând. Spune ceva despre Iisus Hristos. Botezul de aceea este o rânduială evanghelică. Arată spre Evanghelie, spre lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. El a murit și a înviat pentru noi, da? Îl pune într-un mod vizibil pe Domnul Iisus Hristos înaintea ochilor noștri. Asta este botezul. Mulți oameni habar n-au care fac botezul, care ei fac rânduiala asta și unei asupra cărora să face habar n-au ce este botezul. El încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Asta este o mare enormitate și absurditate, deci o mare eroare. Da? El face, totu-i voința umană. M-am hotărât eu să-L urmez pe Domnul și să cântă cântarea. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Nu, Domnule. Dumnezeu din veșnicie a hotărât să te mântuiască pe tine și uite ce a făcut prin Domnul Iisus Hristos pentru tine. Asta arată botez în primul rând. Spre Domnul Iisus Hristos, da? Spre esența Evangheliei. Dar botezul arată și spre efectele Evangheliei. Da? Eu arăt că nu doar Hristos a făcut lucrul ăsta pentru mântuire, ci că lucrarea asta mântuirii se aplică mie. De asta sunt botezat eu. Da? Că ceea ce a făcut Hristos la Golgota, da? În toată lucrarea lui răscumpărătoare, cum am auzit aseară, a murit și a înviat, acea lucrare este atribuită mie.